Un număr mai mare de premiere și o ofertă mai bogată a cinematografelor explică creșterea încasărilor, dar și interesul crescut pe care îl au constanțenii pentru a vedea filme la cinema. În general, filmele de box office din Statele Unite ale Americii înregistrează și în România același succes de casă în rândul constanțenilor. Sunt filmele de acțiune, în general filmele care au ca dinamică 3D, filmele cu foarte multe efecte speciale. Pentru cei mari avem filmul Noe, un film în 3D, povestea biblică, bineînțeles, este foarte bine pus în scenă și cu o distribuție de excepție. Cei mai mari 10 operatori de cinematografă din România au înregistrat anul trecut venituri de 32 de milioane de euro. Efectele speciale, filmele văzute împreună cu prietenii, reprezintă doar câteva din motivele pentru care constanțenii aleg să meargă mai des la cinema. Ultimul la care am fost a fost aseară la Need for Speed. Și ce părere ai despre filmele din ultima perioadă, din acest an? Cred că de la an la an sunt din ce în ce mai bune și mai spectaculoase, cu efecte mai frumoase. Cum ți se par prețurile din cinematografe? Sunt rezonabile? Ai vrea să fie mai ieftine? Destul de accesibile, da. Sunt bune. Cât de des mergeți la film? O dată, de două ori pe lună. Și ce genul îți plac cel mai mult? Desenele animate? Este dat. Mai degrabă cele de acțiune. Deși beneficiază de efecte speciale mult mai bune, care atrag publicul, niciun film nu a reușit să detroneze până acum Titanic și Avatar. Deocamdată nimeni n-a egalat Avatarul, ca să spunem așa. Titanicul iarăși este un film care la fel a înregistrat cote foarte mari la momentul respectiv. Nu ne-am așteptat, anul trecut a fost o reeditare a filmului lui James Cameron, Titanic 3D. Nu s-a bucurat de același succes ca și clasicul film. Nu, deocamdată nu pot să spun că unul dintre ele a depășit acest nivel. România au plătit 29,4 milioane de euro pentru a vedea filme la cinema anul trecut, de aproape 3 ori mai mult față de anul 2007, conform Centrului Național al Cinematografiei.